Versetul zilei. 6 ianuarie. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit, tu și casa ta. Faptele Apostolilor 16:31. În Faptele Apostolilor 16:31, Pavel transmite un mesaj puternic unui temnicer în Filipii. Esența mântuirii este cuprinsă concis în chemarea de a crede în Domnul Iisus. Această declarație depășește mântuirea individuală, se extinde la promisiunea mântuirii pentru întreaga casă. Accentul pus pe credința în Domnul Iisus ca cale către mântuire subliniază centralitatea credinței în lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos. Mântuirea nu se câștigă prin fapte, ci se primește printr-o relație autentică și încrezătoare cu Iisus. Aplicații practice. Credință personală în Iisus. Fă pasul credinței personale în Iisus Hristos. Recunoaște-le ca Domn și Mântuitor, conștientizând că mântuirea vine prin credința în lucrarea sa terminată pe cruce. Roagă-te pentru casa ta. Înalță în rugăciune casa ta, cerând mântuirea lor și o credință comună în Iisus. Încrede-te în abilitatea lui Dumnezeu de a lucra în viețile membrilor familiei tale. Împărtășește Evanghelia. Împărtășește mesajul mântuirii cu cei din jurul tău, inclusiv cu familia ta. Comunică puterea transformatoare a credinței în Iisus și certitudinea mântuirii pe care o aduce. Haideți să ne rugăm! Tată Ceresc, credem adevărul că credința în Domnul Iisus aduce mântuire. Înălțăm casa noastră înaintea Ta, rugându-ne pentru mântuirea fiecărui membru. Fie ca credința noastră în Iisus să influențeze nu doar viețile noastre, ci și pe cele ale membrilor familiei noastre. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin. Vă mulțumim pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul abonare și să dați un like. Vă așteptăm cu drag în următoarele videoclipuri. Până data viitoare!